găsit, dragi prieteni, de pe arena polivalentă clujeană, vă spune Cristian Frisc din nou, ziua a doua a campionatelor mondiale de futnet, care se desfășoară în România, reprezintă practic, hai să spunem așa, un liant intermediar între ce a fost ieri și finalele care sunt programate mâine. Astăzi avem numai puțin de 6 meciuri semifinale, 6 meciuri care se anunță a fi extrem de spectaculoase, o miză deosebită calificarea în finale. Vor mai fi apoi încă 2 sau 3 meciuri, depinde de cât se întind semifinalele, 2 sau 3 meciuri din turneul de consolare pentru locurile 5-8. Sunt Cristian Frisc, vă invit așadar la spectacol total. România va fi în semifinale la proba de dublu, dar și la proba de triplu. La simplu nu am reușit aceeași performanță, așa că ne vom uita la partidele care vor determina finaliștii. Se va începe cu Cehia-Elveția, jucătorii celor două echipe deja sunt pe teren la încălzire. Apoi Slovacia-Franța este cea de-a doua semifinală. Nu este un secret pentru nimeni, cehii și slovacii sunt mari maestri, mari virtuozi ai acestui sport, tenis cu piciorul. Ei au dominat literalmente partidele anterioare. Singura echipă care a pus probleme uneia dintre ele a fost Franța, care a fost cât pe cel la triplu să bată Slovacia. Până la urmă, slovacii însă s-au impus cu scorul de 11-9, set decisiv. Foarte frumoasă atmosfera, după cum puteți observa, este și public venit astăzi la sală. Mă bucur să văd românii veniți la tenis cu piciorul, la o ediție de campionat mondial. Sunt undeva la 300 de spectatori, așteptăm mai mulți pe finalul reuniunii, iar mâine sunt convins că măcar o tribună aici la sala polivalentă din Cluj-Napoca se va umple. Este ediția cu numărul 12 a campionatelor mondiale de futnet, folosesc plural, pentru că există numai puțin de 3 titluri mondiale care se acordă pe probe, la simplu, la dublu și la triplu. Iată aici naționala Columbiei, venită tocmai de pe continentul sud-american. Evident, nu sunt pentru ei pretenții de calificare în fazele superioare. Cluj2018futnet.ro este site-ul oficial al competiției, unde puteți să aflați noutăți, unde puteți să consultați și rezultatele. Nu am să fac o înșiruire a tuturor meciurilor care s-au jucat până acum, deoarece sunt foarte multe. Ați văzut sau poate v-ați familiarizat deja la Futnet. Totul se desfășoară destul de repede. O partidă este întinsă pe durata maximum 3 seturi până la 11 puncte fiecare. Orice greșeală înseamnă punct, nu există noțiunea de schimbare de serviciu precum se întâmpla înainte. Să facem cunoștință și cu cei doi jucători care vor evolua în prima semifinală la simplu. Gilles Girandin, acum în imagine, sportivul care reprezintă țara cantoanelor, Elveția, iar de partea cealaltă este Andrei Vit, cel care este campionul mondial în exercițiu. La finala de la Brno, de acum 2 ani, din Cehia, Andrei Vit l-a învins pe Georgel Bobiș, cel care câștigase, mă refer la Georgel Bobiș, titlul european cu un an înainte la Cumene, în Slovacia. Suporterii cehi și slovaci domină fundalul sonor. În aceste țări, futnetul are o tradiție deosebită, însă sunt surprize foarte plăcute din partea Coreei de Sud, care amenință să devină o a treia forță mondială după Cehia și după Slovacia. România într-un ușor regres valoric, însă e bine că ne-am calificat în 2 semifinale. Îmi permit să spun că nu cred că avem șanse să batem Cehia și Slovacia în semifinalele pe care le vom disputa. Însă mâine, în finalele mici, România candidează pentru medaliile de bronz la ambele probe.
Puține momente ne despart, prieteni, de startul acestei a doua zi de competiție televizată. Au fost meciuri de la 7 dimineața, sunt multe partide, 19 națiuni venite să concureze la campionatele mondiale. So, for Fritz, for Switzerland, is playing Georgia. Așteptat semnalul nostru și jucătorii pentru a putea intra în teren. Prezentarea este una oficială, o competiție care se respectă, așa cum spuneam, campionatele mondiale de Futnet, transmise în direct și în exclusivitate pe LuxSport. 12 ore în toate cele 3 zile, ceea ce reprezintă un veritabil record în materie de mediatizare. Competiția este organizată sub auspiciile UNIF, adică Asociația Internațională de Futnet, în colaborare cu Asociația Română de Futnet, prezidată de către Sorin Bogdan. Practic, greul acestei organizări este suportat de partea română și mă refer aici inclusiv la partea financiară. Ceva minute de întârziere pentru această semifinală care trebuie să deschidă balul. Vom fi în direct până la ora 21 cu aproximație. Era de așteptat, Cehia și Slovacia, principalii capi de serie ai competiției, au fost dispuse pe părți de tablou diferite, astfel încât în semifinale să nu se împerecheze între ele. Trebuie să recunoaștem totuși că atât Cehia cât și Slovacia au cel puțin o clasă în plus în comparație cu ceilalți adversari. Tras la sorți, serviciul îi aparține jucătorului elvețian în primul set, Gilles Girardin, iată-l în imagine la simplu, se servește în diagonală, când punctele sunt pare pentru jucătorul la serviciu, se servește din dreapta, la punctaj impar, mingea este trimisă din stânga și Andrei Vit deschide scorul cu o execuție spectaculoasă, preluare și apoi minge trimisă puternic în partea de teren de unde Girardin tocmai plecase. 1-0 pentru campionul mondial. Andrei Vit, iată-l în imagine. Girardin este clar jucătorul care pleacă, iată, cu șansa a doua. Minge așezată precum cu mâna acolo de Andrei Vit, cel care găsește vincul. Girardin trimite în diagonală, acolo unde se apără foarte bine Andrei Vit și încă o dată pe aceeași parte, pe piciorul drept al elvețianului, face punct Andrei Vit, 3-0. Toate mingile până acum au fost trimise acolo de către valorosul jucător din Cehia, care evoluează și în echipa de triplu, îl vom vedea. Deocamdată el servește afară aici. O mică indecizie a arbitrilor, dar balonul a fost clar trimis dincolo de linia de fund. 3-1, primul punct pentru elvețian, care are serviciul. Încearcă în forță să pună presiune prin serviciu, dar nu reușește acest lucru. 4-1 pentru Andrei Vit, care alături de fratele său și el jucător de futnet, deține în Cehia un cabinet stomatologic. Fratele său se numește Petr Vit, este și el component al echipei naționale a Cehiei, dar n-a fost selecționat pentru actuala ediție de campionate mondiale. Ambidextru Vit, iată-l ridicându-și mingea cu piciorul stâng, apoi a trimis cu dreptul, a încercat un atac în lung de linie acolo Girardin. Nu știu dacă mai putea ajunge Andrei Vit, dar mingea n-a prins terenul. 5-1, domină clar Andrei Vit, cel care nu dorește să se complice. Știe că trebuie să-și conserve forțele și pentru semifinala de triplu. Și de asemenea știe că mâine mai are două meciuri, foarte probabil finale, atât la simplu cât și la triplu pentru el. 6-1. Solicită un timeout cei din țara campanelor.
La proba de simplu, jucătorii au dreptul să ia două timeout-uri pe set. Servind destul de aproape de mediana terenului și o diagonală scurtă găsit acolo de Giranda, punct pentru jucătorul elvețian, 6-2. Jucătorii n-au voie să depășească nici prelungirea imaginară a liniei de mijloc a terenului atunci când servesc. Girandan și aruncă mingea sus, servește aproape de as, este punct din serviciu, nu e considerat as tocmai pentru că a atins mingea Andrei Vit. Mai important este însă decât terminologia utilizată, faptul că Girandan se apropie, este 6-3. O mică scădere în evoluția lui Andrei Vit, cu piciorul drept, cel de bază, a trimis acolo puternic, l-a scos din teren pe Girandan și l-a obligat să trimită și el tare. Girandan n-a calculat prea bine forța acestei mingi. 7-3 pentru Andrei Vit. Încă o dată Girandan greșește în aceeași manieră, n-a controlat suficient preluarea, a rămas încordat după ce a lovit mingea cu trupul, cu trunchiul. 8-3, lucrurile reintră normal, chiar dacă aici Andrei Vit servește vreun metru și jumătate în afara terenului. 8-4. Andrei Vit controlează ostilitățile din acest set. Girandan, serviciu puternic, preluare greșită, a încercat acolo cu latul. Este foarte dificil la tenis cu piciorul să preiei astfel de mingi care vin cu tărie. Glezna trebuie să fie foarte fină, trebuie să fie antrenată suficient pentru ca preluarea să fie corectă. 8-5, iată-l pe Vit, greșind și aici, o preluare către înapoi, a fost obligat să alerge câțiva metri după minge și să încerce să trimită fiind cu spatele la fileu. 8-6, servicii foarte bune, ultimele două ale lui Girandan pe care îl vedem acum în imagine. Timeout pe care l-a solicitat campionul cec. Serviciile bune ale elvețianului, răspunsul este însă pe măsură de această dată și apoi Girandan forțează să prindă linia de fund a terenului, 9-6. Foarte inteligent au mutat cehii cu acel timeout care a întrerupt seria bună a elvețianului, 9-6. Andrei Vit servește din stânga, puternic, destul de aproape de banda fileului și excelentă preluarea lui Girandan, care s-a încălzit poate mai greu. A făcut puncte cu dificultate în startul setului, dar între timp el a intrat în atmosferă, a intrat în tensiunea meciului și iată-l fiind acum un partener mai mult decât agreabil pentru mai valorosul Andrei Vit. Serviciu afară, a ridicat arbitrul asistent Fanionul, însă rolul acestuia este doar unul consultativ. Punctul este acordat cehului, 10-7, 3 mingi de set pentru campionul mondial. Match point. Set point. Sorry.
Vit servește puternic, reluarea este bună, la fel și Vit, care trimite excelent, aproape de linia de margine, 11-7, o demonstrație de forță a lui Ondrej Vit, care în momentele critice ale meciului s-a concentrat și a reușit lovituri excepționale. Mă rog, momente critice, înțelegeți, sper, dragi telespectatori, ce am avut în vedere atunci când Girandan se apropiase cât de cât și devenise cumva candidat la câștigarea acestei manșe. 11-7, Ondrej Vit își impune punctul de vedere, este favorit clar la calificarea în finală. Pentru Ondrej Vit, următorul obiectiv este să încheie această semifinală în minimum de manșe, adică în două seturi. El nu are nevoie de timp pierdut pe teren în compania unor adversari care nu pot rivaliza ca valoare și ca experiență. Ondrej Vit este născut în anul 1984, a ajuns și el la vârsta de 34 de ani, joacă de mult, are 13 ani de componență neîntreruptă în echipa națională a Cehiei. Medic generalist de profesie, cum spuneam, împreună cu fratele său mai mic, Petru, sunt jucători la echipa MK Zatec din Extraliga și dețin un cabinet medical chiar în centrul orașului Zatec. Ondrej Vit servește în setul 2, care începe chiar acum. Girandan își aduce mingea pe fileu și îl prinde pe contrapie pe adversar. O minge care mușcă linia de fund, foarte bun atacul lui Girandan, pregătit însă excepțional de acea preluare cu pieptul care a dus mingea în preajma fileului. 1-0 pentru elvețian. Bun serviciul, preluarea este înaltă, atacul este dificil de efectuat, iar balonul cade undeva la linia de fund a terenului de triplu. 0. Girandan servește încă o dată pe stângul lui Vit. Picior însă foarte bine pregătit pentru preluri. Girandan de la distanță a forțat aici atacul. Este important ca în astfel de situații măcar să treci mingea dincolo de plasă, un fel de focul la ei, cum spunea Florin Halagian. Primul punct al lui Vit făcut în acest set. Serviciu ușor pentru preluare. Mingi de siguranță. Vit atacă foarte bine. Aici este diferența. Vit, în momentele în care are nevoie de puncte, poate să trimită spre extremitățile terenului și să obțină mingi de moral. Mingi care, evident, sunt extrem de importante și în economia setului. Conduce Girandan cu 3-2. Atacul din nou a forțat linia de margine de această dată. Mingea a căzut câțiva centimetri în afara terenului. 3-2 pentru Girandan, care însă este surpriza plăcută a acestei semifinale, deoarece elvețianul demonstrează că nu întâmplător a ajuns până în această fază superioară. El trage afară acum, egalitate la 3. Ioan Creț, titularul României la simplu, a ajuns în grupele principale, dar acolo s-a oprit. El va evolua în turneul de consolare pentru locurile 5-8. Spuneam că din turneul respectiv vom vedea la finalul programului semifinalelor, dacă va mai fi timp, câteva partide. În transmisiune directă, iată-l pe Girandan. Foarte bine a întors din gleznă în aer acest atac și a plasat mingea în lung de linie. 4-3 pentru elvețian, care conduce în acest set. Ondrej Vit n-a fost niciodată în față în setul al doilea. Perfect! As acolo la linia de fund. Ondrej Vit a avut o mică ezitare, probabil s-a gândit că va fi mingea afară. Nu protestează, pentru că a văzut și el. Serviciul a fost corect în teren. 5-3 pentru Girandan. Să recunoaștem, ar fi o surpriză dacă Girandan ar împinge în set decisiv această dispută. O minge care nu trece, banda fileului l-a ajutat aici pe Ondrej Vit. 5-4, campionul mondial pus un pic în dificultate, trebuie să recupereze puncte.
Serviciul bun, preluarea, un pic afară acest atac, tot așa în lung de linie. Egalitate la 5. Girandan încearcă o scurtă, balon cu efect, care îl scoate în lateral pe Vit. Acesta pune bine mingea acolo și Girandan a încercat să jongleze la vreo 3 metri distanță de teren. Foarte dificil procedeul, 6-5, Ondrej Vit revine cu 3 puncte consecutive. Ar fi momentul unui timeout eventual solicitat de elvețieni. Jocul însă continuă, Ondrej Vit își folosește din nou ambele picioare, Girandan preia pe piept, mai puțin controlat și iată rezultatul. 7-5 pentru Ondrej Vit. Tehnică individuală cizelată la acest Ondrej Vit, care mi se pare de departe cel mai bun jucător din lume la proba de simplu. Timeout pe care îl solicită abia acum staful tehnic elvețian, după 4 puncte la rând făcute de doctorul în simplu Ondrej Vit. Spectatorii din sală, pentru că se văd pe ecranul montat în tavan. Servește Ondrej Vit. Bun atacul efectuat de Girandan, cel care are și mici probleme inghinale. A ridicat sus piciorul, a avut nevoie de mobilitate pentru a închide repede acest punct imediat după serva adversarului din Cehia. 7-6. Onorabilă prestația în acest set al lui Girandan, care forțează acum egalarea cu un serviciu puternic. Girandan își aduce mingea pe piciorul drept, atac în diagonală, preluare excelentă a lui Ondrej Vit, neurmat însă și de un atac corespunzător. Mingea se oprește în plasă, egalitate la 7. După cum vă spuneam și mai devreme, acest moment se dă direct pe loc spot, le vede toată România și toată lumea mare. Girandan, bun serviciul din nou, preluările însă funcționează. 8-7, este imposibil să te întorci de acolo de unde ai plecat, mă refer la Girandan. El încerca să se ocupe o poziție pe mediana terenului, însă atacul lui Vit a fost exact la locul potrivit. Scurtă, efect acolo, se răsucește foarte bine. Ondrej Vit, mi s-a părut afară această minge, însă nu și arbitrilor, care acordă punctul pentru campionul mondial, 9-7. La simplu este foarte important să ai un unghi lateral în poziția jucătorului față de teren pentru a putea ataca. Atacul nu se efectuează niciodată când ești cu fața la teren. Trebuie să fii semi-întors ca să poți să trimiți mingea cu forță și să-i și dirijezi direcția. 10-7, 3 mici de meci pentru Ondrej Vit. Încă o dată, în momentele de maximă importanță ale setului, Ondrej Vit a fost mult mai experimentat și iată Girandan acolo, excepțional, ce reușește, își trimite mingea cu podeaua adversă, 10-8, atinge de 3 ori la rând Girandan balonul, este însă corect aici pentru că între a doua și a treia atingere mingea a luat podeaua în terenul adversarului, fără ca acesta să atingă balonul, puncta lui Girandan, care servește puternic, poate să se apropie acum la 10-9, Girandan, așa face! Îl fentează acolo pe Ondrej Vit și semifinala continuă. Foarte spectaculoasă această partidă care deschide maratonul transmisiunii directe de la Mondialele Clujene. 10-9, Ondrej Vit simte nevoia să solicite un timeout. În pauza dintre prima și a doua semifinală îl vom avea la microfon pe Sorin Bogdan, președintele Asociației Futnet România, pentru câteva cuvinte.
Între timp să ne bucurăm alături de spectatorii din sală, care în continuare sunt extrem de încântați că sunt văzuți pe micul ecran. Dan servește pentru a egala 10-9 pentru ceh. Vit reușește să-și ridice mingea bine, dar scutură plasa. Egalitate la 10. Un moment de slăbiciune pe care l-a avut aici Ondrej Vit, care a vrut să atace de la distanță. 3 puncte la rând făcute de Girandan. Este rândul lui acum să greșească. 11-10. Ondrej Vit acum, serviciu bun, preia acolo Girandan, Ondrej Vit ajunge bine la minge și sincronizează pașii și Ondrej Vit este în finală, un atac imparabil în diagonală, 11-7, 12-10 este rezultatul final al acestei dispute pentru Ondrej Vit, care îl învinge pe Girandan. Prieteni, a doua semifinală va fi între Slovacia și Franța. Urmează un mini studio, rămâneți aproape.